Superliga vă este oferită de Superbet. Vom urmări împreună prima confruntare a etapei cu numărul 4 din play-off-ul Superligii României. Campioana CFR Cluj întâlnește pe ultima echipă care a ajuns în play-off-ul acestei ediții, Șepși, pe poziția 6 după primele 3 etape. Și acum a lansat Yanga, pare să facă față însă și... Ce greșeală face Nixul, incredibil! Incredibil, Deac poate șuta la poartă și o face. Când portarii sunt forțați din ce în ce mai mult să joace cu piciorul, iată. Nici Yanga nu se aștepta totuși să greșească, nu prea îl poate scoate din primul 11 pe Manea. La ce sezon are pasa lui Deac pentru Krasnici, o, ce combinație frumoasă și intervenția lui Nixui, fază amețitoare în trei a CFR-ului cu o minge lăsată foarte inspirat de Deac. Și dacă nu vine mingea la Yanga, vine Papa și dă înapoi lui Deac. Iese însă foarte bine Nixul în întâmpinare. Lovitură de la colț pentru CFR. Da, atac în 5 al CFR-ului. Krasnici lasă lui Brown. Mingea pe dreptul. Șut foarte bun. Apoi sare Yanga. E, aici e un avantaj că Brown e jucător de picior drept. Oh, ce frumos continuă Aganović pentru Dumitrescu. Dumitrescu, excelentă continuare. Acum Matei, centrare și gol! Șepși! Cinic, pragmatic. După ce, iată, ce traseu, iată, urmăriți-l pe Dumitrescu. Îi pasează lui Matei, apoi vine tot el la finalizare. Excelentă fază! Excelentă fază! Mie mi se pare foarte inteligent modul în care tratează Dumitrescu această fază. În primul rând, pasa este genială și apoi vine de lângă Muhar, care rămâne pe loc spre deosebire de el. Reprimește Manea, va urma centrarea, nu era deloc, sare Bârligea, scoate Nițului, senzațional, a treia parada lui Nițului. Dumitrescu n-are foarte mult de suferit. Se întoarce frumos Bârligea, oh, și aici cred că e penalti. Mie mi se pare penalti. N-avem ce discuta, n-avem ce discuta, cred, chiar dacă alunecă acolo Jonathan Rodriguez. Ba nu! Nu este penalti pentru că Iulian Călin consideră că Bârligea a simulat. E, și acum se vede scandal. Așa ceva n-am văzut. Ce vreți, mă, să facem? Centrarea lui Krasnici, sare Bârligea, gol! Răzbunarea vine imediat. Este cel mai în formă jucător, cel puțin din ultimele două săptămâni. Decisiv în cupă, decisiv și în ultimul meci din campionat. Ce detentă, ce detentă are Bârligea. N-are nicio șansă Dumitrescu, marcatorul golului lui Șepși în acest duel. Acum vine foarte bine Krasnici din spate. Krasnici pasă în centru pentru Bârligea. Nixuli, nu s-a terminat faza. Zvec șutează în blocajul lui Aganović. Șansă bună acum din nou pentru CFR, pasa pentru Deac și este gol!
Ciprian Deac o aduce pe CFR în avantaj. E deja a cincea, a șasea fază de poartă. Ce rău stă Ninai, ce rău stă Ninai în teren. Și de această dată Nițului nu mai are ce face. Înscrie pentru campioana României numărul 10, Ciprian! Pleacă mai bine Ianga, din nou Ninai, mi se pare foarte ușor depășit. Atenție, are și cartonaș galben și cred că va fi eliminat, da. A tot căutat-o Ninai. Veriga slabă din defensiva lui Șepși. Ce ușor pleacă Ianga de lângă el și cât de ușor se scoate din joc Ninai. O, ce liber este Krasnici. Pătrunde Krasnici, își pregătește șutul. Aproape toate golurile pe care le-am scris, le-am scris din poziții mai complicate decât asta. Ianga se întoarce, Ianga șutează și este încă o parada lui Nițului. Ce frustrant este pentru un portar, sunt convins. Hai, deja iată, 6, 7. Parade și totuși să pierzi meciul. Superliga vă este oferită de Superbet.